E dimineață din nou în Moldova, o dimineață de 1 iunie. În această zi, părinții vor încerca să fie cât mai aproape de copiilor, șotioși, zglobii, scumpi, cei mai scumpi. Le vor face surprize, îi vor ține în brațe, vor pregăti pentru ei ceva special. Și gătiți gustos azi? Ce e ca borșul. E dimineață din nou în Moldova, o dimineață de 1 iunie, o zi în care nu toți copiii din Moldova se vor bucura de mama lor alături. Mune, tu ești nouă, ești, s-a dus mamta să mai aducă un frate. Tu știi? S-a dus la maternitate ieri. Ia uitați-vă, unul mai frumos decât altul. E că Vasilică tot 3 luni. Avem numai 2 mame, dar voi sunteți mulți, voi sunteți 7. E vară din nou în Moldova. Toți copiii așteaptă vacanța cu sufletul la gură. Ei știu că părinții îi vor duce undeva la mare, la munte, unde e bine, e vesel, e frumos. Acești puști însă își petrec vacanțele și sărbătorile într-un singur loc. Părinții lor nu sunt prea ocupați. Părinții lor nu pot sau nu vor să le fie părinți. Mama ne-a lăsat în casă, mi-a făcut câte o injecție și s-a dus cu un deate. Și când ele s-au trezit, plângea la ușă. Atunci vecinii au chemat poliția, salvare, le-au dat la noi. Când am fost transferat la serviciu aici, veneam acasă cu valetul sub limbă. Părinții lui David, ca și mulți alți părinți, nu au putut suporta ideea de a crește în familie un copil altfel. Da, las că el să aibă noroc și a să-i găsim. Băgat închi. Mănâncă bine, papă bine, doarme bine și-i băiat frumos. Hai, spune, bună ziua! Bună ziua! Așa, mă, îmi spune, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Bravo! Îmi spune, mama. Mama. Cum mă cheam pe mine? Mama Maria. Mama, tânăr are 20 de ani și pe dânsă poți să înțelegi 20 de ani. Nimeni nu ajută, în care parte s-o apuși. Ăsta-i Dimușor. Dimuțic, privet, mamule. Cap te? Privet. Privet. Hai, vină cu așa. Vă iei în brațe, oleac. Am ușa să-ți țin capul. Stai. Bunica, când aveau 2 ani, spune, ia uite, la voi zâmbește, dar la mine nu. Păi ne cunoaște, dar pe voi nu. Așa copii, eu sunt 26 de ani aici, încă nimeni nu vreau să-i. Ei sunt prea mici pentru a înfrunta o astfel de realitate. Realitatea de a te naște un copil orfan. Acești copii mai mici și anișoara-i și mei. Lichitoare. Sunt care v-ai lăsați, care v-ai luați cu forță. Care să le pătați, care să aduci de la spital. Cum o cheam pe mama? Cum o cheam pe mama? Uite cum o cheam așa de des, vine că și-ai uitat cum o cheam. Asta este casa ta? Unde este casa ta? La Cimeșlia. La ce e acolo la Cimeșlia? Bunica? La Chișinău e bunica. La Chișinău e bunica, dar la Chișinău e... Mama. Mama. Dar mama ta vine aici să te vadă? Da. Și ce ți-aduce mama când vine la tine? Bune, banană și pățuf sepciane. Păi lichitoare. Lichitoare. Tu, lichitoare. Ei la voi așa e bine.